Meciuri interesante în Cupa României la fotbal și în următoarele două zile. Bătălia pentru Cupa României continuă cu cea de-a doua rundă a grupelor mâine, când se vor disputa numai puțin de 5 partide și joi, când se vor juca alte patru partide. Miercuri de la ora 14 vor juca Buzău cu Uta și Mina Urbaia Mare cu Hermannstadt. De la ora 14.45 începe meciul Chindiei cu Fece Argeș, de la 17 cel al Universității Craiova cu Ognamureș, iar de la ora 21 este duelul dintre Rapid și Farul Constanța. Joi de la ora 14 începe meciul dintre CSM Alexandria și Ucluj, de la ora 16 joacă Fece Ucraiova cu Fece Voluntari, de la 18 și 15 Dumbrăvița întâlnește CFR Cluj. Iar seara de la ora 21 va avea loc partida dintre Oțelul Galați și FCSB. 24 de echipe au fost împărțite prin tragere la sorți în patru grupe de câte șase formații. Toate echipele joacă în grupe un meci cu o echipă din urnele valorice 1, 2 și 3 disputate pe terenurile formațiilor mai slab clasate sezonul trecut. Primele două echipe clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor vor disputa meciurile din sferturile de finală pe teren propriu.